Salut, sunt Roxana Blenche și astăzi o să facem o porție de paste cu ton. Vom folosi tagliatele și va fi rețeta super simplă și super ușoară, așa că hai să dăm drumul la treabă. Să încep cu începutul, doamnelor și domnilor, în direct și în reloare. Vom începe cu usturoiul. Vom face exact aceeași bază la sosul de paste. Am nevoie de usturoi și anșoa. Așa, am să iau doi căței de usturoi. Am să-i curăț. Cum zdrobim usturoiul cu lama cuțitului. Luăm două fileuri de anșoa. Caro este sous-șeful meu în acest episod. În continuare vom lua roșiile uscate. Le vom felia subțire. Aici am măsline calamata pregătite și am nevoie de puțin pătrunjel tocat. Acum mergem și punem pastele la fiert. Și așteptăm ca apa să fiarbă. Într-o tigaie punem ulei de măsline, anșoa și usturoiul, prăjim puțin. Acum adăugăm roșiile uscate și sosul de roșii. Acesta este un sos de roșii făcut de mine acasă. Iar acum voi adăuga măslinele calamata și pătrunjel verde. Amestecăm. Voi adăuga sare și piper proaspăt măcinat. Acum adăugăm tonul și amestecăm bine. Pastele au fiert, iar acum le punem peste sos. Am să precizez din nou că pastele nu se spală cu apă rece în niciun caz. Direct din vasul în care au fiert, se adaugă peste sos. Amestecăm. Pastele sunt gata, așa că hai să mergem la montaj. Ca și decor voi pune pătrunjel proaspăt. Pastele sunt foarte ușor de făcut, sunt delicioase, iar eu vă urez poftă bună!